Semințele de floarea soarelui sunt bogate în calorii, dar și în beneficii pentru sănătate. Acestea reduc riscul apariției mai multor boli. Când vine vorba de dietă, semințele de floarea soarelui pot fi un inamic. 100 de grame de semințe depășesc 500 de calorii. Pungă mică de semințe de floarea soarelui este echivalentul unui hamburger de la fast food, în ceea ce privește numărul de calorii. Cu toate acestea, semințele de floarea soarelui sunt o sursă bună de sănătate, fiind bogate în acizi grași, vitamine și minerale, acid folic, vitamina E, vitaminele B1 și B6, magneziu, cupru, fosfor, triptofan și fitosterol, minerale care ajută la reducerea colesterolului rău în sânge. În plus, aceste semințe ajută la reducerea riscului de atac de cord, accident vascular, previn migrenele, diminuează tensiunea și totodată este demonstrat faptul că scade riscul de a face anumite tipuri de cancer. Și totuși, 100 de grame de semințe crude conțin 564 de calorii, iar dacă sunt prăjite, pot avea până la 682 de calorii. Însă, consumate cu moderație și în combinațiile potrivite, semințele de floarea soarelui ne pot aduce beneficiile enumerate mai sus. Iată cum poți consuma semințele de floarea soarelui. Presară semințe de floarea soarelui în salate. Adaugă semințe de floarea soarelui în omletă. Folosește făină de floarea soarelui pentru mai multe proteine în dietă. Presară semințe de floarea soarelui alături de cereale și vei avea un mic dejun mult mai gustos. Relatează Antena 3.ro.